Acum câteva luni am fost la București și ne-am întâlnit cu youtuberii la Nexus și ne-am jucat acolo pe calculator, ne-am jucat CSGO, ne-am jucat LOL, cea mai bucă noi să ne jucăm. Și după ce s-a terminat toată joaca, m-am dus într-o altă parte și văzusem acolo, într-o parte, un monitor puțin mai diferit, un monitor cu care nu eram obișnuit. Eu acasă, în vremea respectivă, aveam un monitor de 24 de inci, 1920x1080, Full HD, cum zicem noi de obicei, și era acolo un monitor, mamă, cum ar zice fratele meu Teo Zeciu, cum mi-a făcut el mie un story în timp ce mă jucam acolo, pe parbriz. Mă jucam literalmente pe parbriz. Mă, cum ar fi să-mi iau și un monitor de-ăsta și să testez eu acasă așa, dacă monitoarele astea ultra-wide, exact cum avem în spate, dacă îți oferă avantaje în modul competitiv. Dacă o rezoluție din asta monstru îți oferă un avantaj, să vezi tu mai mult stânga-dreapta. Așa că astăzi, ăsta este practic primul episod din această serie în care o să testăm această rezoluție. Cam așa arată un monitor normal. Fiți atenți. Boom! Keep changes, așa se vede. Asta este rezoluția, atâta e monitorul. Gen, se vede pe cameră, bine, îl vedeți și din unghiul ăsta de aici. Ca și Cantarul, e insane. Ia. Poți să joci Cantar VR, bă. Mă, cum se vede? Păi, de capul meu văd. Deci mă uit aici în față, văd pereții stânga-dreapta, grilaje, tot, gen. Nu pot să cred. Ba, da! Ia, FPS Max 0. 1000 de frame-uri! Mă, cum să am 1000 de frame-uri pe... Dați-i report-ul, dați-i report-ul ăsta, lăsa-mi. Mă, cum e posibil să vezi atâta? V-aș da share screen pe Discord. Stai, ce zici, mă, Haimene? Iisuse. Doamne, uite-te, fii atent, minimapul ar trebui să fie aici, în stânga sus. Dacă mă întorc tot gâtul așa, eu mă luxez gâtul. Gen, cum mă uit eu, zi-mi tu cum mă uit eu la câte gloanțe mai am, gen. Bă, uite cât vede. Vedeți mâine la el pe clip sau când apare chat, nu am pus da, 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 o să vă tot. Fuck. Cam atât am văzut și eu pe monitor. Ca idee, vede și partea asta și partea asta cum ar veni. Se uită în față. Wow. Și eu mă uit eu pe ecran de tabletă. Dacă îmi pun scopul pe asta, mi se închide becul în cameră, ești nebun, că se face tot ecranul negru. Bă, da, sunt, am și frame-uri pe... Bine, acum sunt curios cum... Ce-a scurios, gen, cum tragi, cum... Da, e prima oară, practic, când mă joc cu rezoluția asta ever. Și vreau să zic că hi, man, și vreau să recunoască că ne-am jucat off-camera. Și să zică că, bă, chiar nu m-am jucat. Nu, jur, chat, chiar nu s-a jucat absolut deloc, pentru că avea, gen, bările la dreapta, stânga, negru. Da, așa deci am... Așa a cu noi, ca să fie reacția, gen... Da, să fie reală, da, exact. 240. Un omid, o omid acolo, ok. Genul, trebuie să-i dau un... Da, e acolo. Am bătut un top mid. Bro, are 1 HP, Haimen. Sau cine e verde? Da, bravo, mă, Haimene. Du-te, 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 du-te. Mamă, mă, ia. Acolo, stai că... Bravo, bomba. Acolo, Dark, du-te, du-te, ajută-l. Nu Dark, ajută-l. Ah, ok, Dark. Bro, Dark, du-te tare, Kid. N-ai voie să... Are un HP. 1.78. Cum a bătut ăla, mă, să-mi dau două palme? Vezi că vine pe loc, bătă. Vine pe shop, bătă. E 20 HP. Maxim. Îl bate Jaimen. No! Bă, amândoi am încercat și vor să vorbi. Nu cred că am avut ăsta timp de reacție, ești nebun? Nu știu, dar tu nu ai dat niciun lamă? Bă, da, eu i-am dat. Păi cum, că și eu i-am dat 5-5. Eu i-am dat, eu i-am dat o lamă tare, gen. O lamă mare voiam să zic, nu tare. Și o să iei foc singur. Deci copii să dea pe short. Vedeți că eu n-aud. Liniște. Stânga! Stânga la apă! Eu când am zis că tu ai auzit. Cum era, mă, l-am văzut! Nu cred că nu l-ați văzut! Nu l-ați teleportat. Nu cred că nu l-ați văzut!
Pe 4 pe 3 eu nu l-am văzut. Nu pot să cred că nu l-ați văzut. Nu pot să cred. Îți dai seama, l-am văzut. Bro! Bro! Bă, îți dau report. Bă, ironic, bă, mă, cât pay to win. Bă, mi-a dat. Dau pe tunel. Unde e ultima? Hai, GG. Top mid. Ok, plantează bomba. E plantată. E plantată? Alo. Doamne, mâncați așa. Este al doilea meci? Da, e al doilea meci, da. Până acum ne-am jucat pe competitiv, am văzut care este situația, am văzut că ne-a oferit un mic avantaj acolo, în practic când toată lumea se uita general pe bombă, în A, pe Dust, și eu l-am văzut pe la în partea stângă și am zis atunci, băi, oare este chiar un atât de mare avantaj? Și am zis să testăm chestia asta, suntem cu Dragoș pe fundal. Dragoș, zi ceva, te rog. Salutare, guys. Bine, mamă, salutare, guys. A fost foarte serios, Dragoș. Bun, el practic în momentul ăsta este pe 1920x1080, corect? Nu, 2560. Ok, pune-te prima oară pe 1920x1080, prima rezoluție, și o să le testăm după aia. Am intrat pe Miraj și ce se întâmplă? Eu sunt acum pe rezoluția asta, carton, castravete, cum vreți voi să-i ziceți, și o să mergem în anumite zone de pe Miraj, să vedem care este punctul maxim pe care eu îl văd în stânga și care este punctul maxim pe care Dragoș îl vede, gen. Înțelegeți? Hai să-și pună Dragoș rezoluția, zim până unde vezi tu în stânga. Ia, dă-te cu... Deci până aici. Exact, okay. De la colțul ăla puțin mai în stânga. Aici? Puțin mai în stânga. Aici? Mai. Cam pe acolo. Ok. Așa. Deci eu mă uit aici, el vede maxim până aici și eu văd rampa inclusiv. Deci eu în momentul ăsta, Dragoș, dacă eu aș sta așa, fii atent, eu dacă țin palatul aici, tu vezi, da, ar trebui practic. Da, păi, dacă își dă unul sneak up, gen, și vine ușor pe crouch. Da, deci ok, bun, aici ne-am lămurit puțin. Deci eu și dacă mă uit în partea asta, eu văd rampa. Doar că ceea ce e foarte inconfortabil e că eu trebuie să mă întorc capul mult, gen, adică trebuie să mă duc, adică asta e poziția în care normal te joci CS și ca să te uiți acolo trebuie să fac așa. Să zicem că faci pic în mid, ok? Aici nu cred că te afectează cu nimic, aici n-are ce să te afecteze, e irelevant, gen. Nu, aici n-ai ce, vezi tot, gen, literalmente tot. Da, dacă te uiți fix pe mid, spre exemplu, eu nu văd colțul ăla din stânga jos, gen, unde poate să ăsta nu-l vezi? Da, ăla nu. What? Deci tu ăsta aici nu-l vezi? Nu. Wow. Dacă stai fix acolo, abia se vede. Gen, vezi, ai vedea în stânga dacă eu aș sta așa. Văd decât până unde se termină grămada de... Aici, până pietre. Aici vezi. Deci până exact. Aici. Deci eu dacă aș fi, până pe aici? Unde? A, exact acolo, da. Bun. Deci eu dacă ar fi să stau să dau pic în short, de pe bancă, și mi-ar veni unul aici, el știe probabil că eu poate eu nu-l văd. Dar gen, eu-l văd. Uite-te și tu, gen, eu dacă îmi stau așa, ăla e maximul pe care eu-l văd. Și nu e neapărat că... trebuie să mă uit, să-mi concentrez privirea acolo, dar e cumva în câmpul meu vizual și dacă se mișcă ceva acolo, mie instant mi-a sărit privirea. Deci până acum găsesc doar avantaje. Atât. Hai să vedem cam câte FPS-uri am. Net, graf. Bine, ideea este că acum țin și serverul. Am văzut mai înainte pe Dust, aveam 600 de frame-uri. Pardon. FPS max. Da, deci 700 de frame-uri și... E bine, se mișcă decent și cu rezoluția asta, dar nu prea cred că e playable, cel puțin pentru mine. Nu cred că aș putea. Hai să mai vedem aici câteva din astea. Da, aici iară e foarte... Aici iară e foarte pay to win acest monitor, pentru că sunt 100% convins că Dragoș nu vede partea dreaptă. Dragoș nu vede acolo. Și... nu văd nici după stâlpul ăla din site, gen, văd până la mijlocul găurii astea. Deci tu vezi până acolo. Da.
Mi-e frică să mă joc cu astfel de monitor, sincer, pentru că dacă faci vreun clutch din ăla nebun și îți vine unul job, ce ai sări pe el și ai dat că pe stârcă, e nașpa. Chiar e nașpa, adică știi că există o probabilitate că dacă ar fi Overwatch-ul, eu mi-aș lua ban. Știi, nu? Și jungle și scar. Și jungle și rampă. Mă, ce? Wow. Da, adevărul că e cam dubaș, sincer. E cam dubaș, hai că dubaș, dacă e full pay to win ești nebun. Da, de asta am început seria asta și o să testăm mai multe jocuri. Și cu acestea fiind spuse, cam ăsta a fost primul test pe CSGO. Și concluzia este că te cam ajută acest monitor ultra-wide pe CSGO. Vezi mai mult stânga-dreapta, dar după părerea mea este greu de jucat. Este literalmente foarte greu pentru că trebuie să te concentrezi pe foarte, foarte, foarte multe chestii deodată. Da, sper că v-a plăcut episodul și noi ne vedem cu următorul joc.